sunt Ilona și bine v-am regăsit la o nouă ediție Antiteze. Astăzi voi vorbi despre ceva ce nu mă deranjează în mod neapărat, însă are și părți pozitive și părți negative și da, în premieră voi vorbi și despre ceva pozitiv. Cred că este un miracol de Crăciun. Subiectul de astăzi, voluntariatul. Din punct de vedere al statisticii, un sondaj realizat la nivel mondial arată că în top 3 cele mai generoase țări sunt Myanmar, Statele Unite ale Americii și Australia. Pe ce loc se clasează România? Pe 93. Dar stăm foarte bine din punctul de vedere în care China se află pe locul 140, iar Rusia pe 129. Trec în țara, merge și așa, deci merge și așa. Voluntariatul, prin definiție, este o acțiune realizată din proprie inițiativă de către orice persoană fizică, fără a primi o recompensație materială. România stă foarte ok la capitolul ONG-uri și la tot ce ține de voluntariat. Tot mai mulți tineri se implică în activități ce nu implică neapărat școala, profesorii se implică tot mai mult și, în general, oamenii. Este un lucru foarte frumos că ne pasă. Este un lucru foarte frumos să ne gândim și la ceilalți. Dar pentru că trebuie să existe și un dar, haideți să vedem un material realizat de colegii mei de la Ziarul Bas, de la Gala Voluntarilor, ca să vedem cum stau lucrurile în Botoșani. Și apoi revenim și vă spun ce urmează după dar, ok? La sfârșit de noiembrie a avut loc Gala Voluntarilor Botoșăneni, un eveniment de amploare desfășurat în sala Mihai Eminescu a hotelului Rapsodia. De la ora 18, cei mai de seamă voluntari botoșăneni s-au adunat pentru a-și culege meritele după un an plin. La evenimentul organizat de Direcția pentru Sport și Tineret au fost prezenți voluntari reprezentanții ai asociațiilor Arlechin, Centrul Ecoturistic Carpates, Mugurelul, Renașterea Botoșăneană, Papucul Doamnei, Baz Media, Be Right Media sau Ihtis. Am făcut voluntariat în tot ceea ce a însemnat activități de liceu. Iar la modul cel mai sincer vă spun că culeg acum roadele a tot ceea ce a însemnat această activitate de voluntariat. Astăzi îmbrățișez o carieră foarte frumoasă în partea de media și mă bucur să fiu în fiecare dimineață alături de voi, cei care poate ne urmăriți undeva la o televiziune din Iași. Evenimentul a început cu recitalul Ștefaniei Iacob, unul sensibil, caracteristic artistei, dar cam prea sobru pentru genul evenimentului, unul menit să aducă felicitări și bucurie unor oameni frumoși implicați în tot ceea ce înseamnă spirit civic. Prima piesă pe care aceasta a cântat-o a fost Noaptea Marii Beții, iar celelalte două, 17 ani sau Revedere. Un moment inspirat, gustat de public, a fost cel susținut de către Costel Pătrășcan, caricaturist de profesie, care cu ajutorul unui colaj de fotografii amuzante și caricaturi realizate de el, a făcut publicul din sală, majoritate tânăr, să râdă în hohote. Se spune că dragostea este oarbă și am să vă demonstrez acest lucru în trei pași. Caricaturile prezentate erau potrivite adolescenței, vârsta la care ne permitem să fim cum ne dorim, așa cum ne-a spus chiar Costel Pătrășcan. Recunosc că am avut emoții și nu fac o paradă acum, dar am zis că sunteți copii mari, sunteți tineri care adolescenți și că temele importante nu vă sunt străine, chiar dacă
Zic eu că am făcut câțiva pași înaintea vârstei dumneavoastră. Seara s-a încheiat cu acordarea premiilor pentru concursul voluntar Let's Do It Romania, organizat în cadrul campaniei cu același nume de către Asociația Bas Media, dar și o serie de diplome unor copii din redacția Bas care au făcut parte din staful acestei mari campanii. Premiile la concursul organizat au fost acordate și cu susținerea Centrului Europe Direct Botoșani. Colega noastră, Denisa Sandu, de 14 ani, a primit diploma și medalia de voluntar al anului 2016, la fel cum a primit și Asociația Bas Media. Voluntarii premiați s-au arătat încântați de întâlnirea pusă la cale. De cât timp ești voluntară? Sunt voluntară de aproape un an. Și ce faci tu pentru a fi voluntară? Bineînțeles că îmi place să particip la activități, să concurez în diferite tabere, să merg în tabere de agrement și așa mai departe. La ce ONG ești voluntară? La Fundația Ecorotin. Din când am înțeles, ai luat un premiu la, la concursul Let's Do It Romania. La ce ai luat? La fotografii sau... Eseu. Am luat premiul la categoria de esee. Și cu ce ai participat? Cu un eseu de o pagină despre campania Let's Do It România, despre cum a decurs activitatea noastră. Și cum ți s-a părut ideea aceasta de concurs? Mi s-a părut interesant și participând mi-am dat seama de unele lucruri. Și mi-am dezvoltat o idee mult mai bine despre această campanie. Evenimentul organizat de Direcția pentru Sport și Tineret Botoșani a adunat toate ONG-urile la un loc și s-a încheiat dinamic datorită trupei de dans grecesc Catarsis, pregătite de profesoara Coca Dorica. Din păcate, frumosul moment a fost urmărit mai mult de scaune, căci spre sfârșitul serii foarte mulți voluntari au plecat. Există într-adevăr oameni care se implică, oameni care nu au nimic de câștigat în afară de satisfacția sufletească și totuși continuă și se mulțumesc cu nimic și chiar țin să le mulțumesc, le mulțumesc acestor oameni pentru că există, dar sunt foarte puțini, prea puțini. Majoritatea oamenilor care intră în voluntariat o fac din motive egoiste. Recent am avut o discuție cu o persoană care îmi spunea atât de răspicat faptul că cea mai importantă trăsătură umană este egoismul. În prima fază, aceste cuvinte m-au șocat, însă apoi i-am dat dreptate. Oamenii nu mai sunt caracterizați de iubire. Nu avem timp să iubim. Nu avem cum. Dar aici câștigă teren egoismul. Tinerii se implică în voluntariat din trei motive. 1. Dă extrem de bine în dosarul de admitere la facultate, în CV și așa mai departe. 2. Pentru că sunt obligați de către profesori. Ce au de câștigat profesorii, păi iau și ei un dosar la lor și mai intră acolo un proiect Excel, o activitate. 3. Ca să-și ocupe timpul. Ion este la liceu. Vrea să se facă doctor și face voluntariat la un spital. El nu are pic de empatie, însă teoretic face voluntariat. Dar
merge acolo doar pentru a-și evolua tehnicile, nu știu, să învețe cum se face o perfuzie sau ceva? Habar nu. O face din motivele lui egoiste, prin excelență, doar ca să evolueze el. Unde e voluntariatul aici? Altă parte negativă? Pretextele. Trebuie să ne găsim pretexte ca să fim buni și ca să-i ajutăm pe ceilalți. Ce dracu, tot anul nu ne pasă decât de noi și de problemele noastre și când vine Crăciunul, brusc devenim extrem de empatici și vrem să ajutăm pe toată lumea. Sunt o grămadă de NGO-uri care asta fac în timpul sărbătorilor. Sunt o grămadă de tineri care propun activități în cadrul liceelor pentru a face activități de genul acesta. De ce doar de Crăciun? Păi atunci e și presa un pic mai atentă și au de câștigat și din acest punct de vedere. De ce să fim patrioți pe 1 decembrie? În restul anului ne batem joc de propria noastră țară. Nu ne iubim țara, e de rahat. Dar pe 1 decembrie o iubim mai mult decât pe noi. Este un lucru greșit. Știți ce exprimă asta? Falsitatea. Falsitatea din noi și din sentimentele noastre. Dar continuați. Continuați așa, că suntem în România. Merge și așa. Voi, elevii de liceu, faceți pachete de Crăciun ca să le împărțim copiilor săraci. Dar doar de Crăciun. Nimeni nu spune, da, băi, astăzi, 16 aprilie, o să cumpăr o pâine și o să-i dau unui om de pe stradă, fără să mă vadă nimeni și fără să aștept măcar un mulțumesc. Nimeni nu spune asta. De unde timp, de unde bani, de unde chef. Știți cât vă costă? Un leu. Un leu, dragii mei. Un leu și 5 minute din viața voastră prețioasă. Pentru a face viața altuia puțin mai bună. Nu spune nimeni să îi dați 1000 de euro sau să-i construiți o casă. Un zâmbet toată lumea poate împărți. Dacă sondajele chiar ar fi relevante, din 140 de țări, România ar fi pe locul 200. Să nu mă înțelegeți greșit, nu spun că nu e ok să facem acte de caritate în perioada sărbătorilor. Ok, trebuie să fim mai buni. Dar problema mea e, de ce doar aici? De ce doar atunci? De ce doar când toată lumea e atentă la noi? Ca să fim noi în centrul atenției. Așa este. Din nou, motive egoiste. Voluntariatul nu înseamnă doar ceva venit din interior. Voluntariatul înseamnă să nu ai nimic de câștigat și să fie un interes public. Dacă e interesul tău și doar al tău, unde e voluntariatul? Tu spui că ești voluntar la nu știu ce festival. Ok, de ce ești acolo? Îți spun eu, pentru pozele moca cu artiștii, pentru tricourile super șmechere și dacă primești și niște băutură gratis, e super ok. Dar tu faci voluntariat ca să-i ajuți pe ceilalți. Rugămintea mea e, acum că vine Crăciunul și aveți un pretext să fiți buni, luați-vă un prieten dacă chiar vă e rușine să mergeți singuri sau aveți inhibiții. Puneți fiecare câte un leu și cumpărați covrigi și împărțiți la oamenii de pe stradă. Sau câte un ceai să se încălzească și ei. Nu e atât de greu. Nu vă cer luna de pe cer. Vă cer să fim oameni. Noi. Toți. Și eu scriu rea la vicer. Nu mai sunt multe să mă.
Am vorbit mai mult despre cazuri de voluntariat din motive pur egoiste. Însă aici, în Botoșani, este o asociație care chiar se implică și chiar își doresc doar să ajute oameni. Ei au fost cei care au adus containere în Botoșani, care au adus locuri unde puteți să vă duceți hainele vechi pe care nu le mai purtați sau nu vă mai plac. Ei au fost cei care mereu, când cineva striga după ajutor, ei au avut nevoie doar de o șoaptă. Acum, o bătrână rămasă singură, o femeie în vârstă, fără televizor, fără bani și fără cărți, și mi s-a spus că ea chiar își dorește să citească, a fost ajutată de asociația Happy. Să urmărim materialul. Probabil că mulți dintre noi, cei în putere, tineri, astăzi, avem câte un bunic uitat undeva, la țară. Mai mergem când și când la el cu un kilogram de mandarine și ni se îndoaie inima când îl privim lipsit de putere și încărcat de singurătatea neputincioasă. Bunicii nu ne cer compania, dar se bucură de fiecare dată când ajungem în mijlocul lor. La fel se întâmplă și cu bunica Adela. Are 73 de ani și trăiește în doar câțiva metri pătrați, într-o garsonieră în care abia încape ea. I-am bătut la ușă împreună cu prietenii de la asociația Happy și ne-a deschis într-o clipită. Îi aștepta. Cum o face de 3 luni pe prietenii de la asociația Happy, poate nu pentru masa aceea caldă, ci pentru un schimb de vorbe de care duce atâta lipsă. Aici, în cămăruța ei modestă. Când a văzut cum casa ei se umple de copii, ochii femeii s-au înseninat. Un zâmbet i-a netezit ridurile vârstei, apărute cu vremea, pe chipul ei blând. Pe prietenii de la asociația Happy i-a cunoscut acum 3 luni și a devenit dependentă, parcă, de întâlnirile cotidiene cu ei. M-am apropiat foarte mult de dânșă, mai ales din dragostea asta, văzând că și-au luat, așa, deci, să zicem, a face așa ceva, deci, pentru bătrâni, pentru copii, pentru că am găsit, deci, că așa că asta puțin sunt care vor să ajute. Că asta pentru, mai ales pentru noi, cei în vârstă, contează. Și contează ce? Contează dragostea asta sufletească, că asta este totul. Asta este totul. Eu întotdeauna n-am pus preț pe bogăție, pe nu știu ce, sau să urmăresc. Nu. Așa, după puterea mea. Și de mic copil mi-a plăcut lucrul ăsta. Eram apropiată de bătrâni, că m-am născut pe timpul războiului. Deci, și n-aș dori la nimeni să mai treacă. Eu am avut ocazia să vizitez și Auschwitz-ul, deci unde lagărele, chiar atunci, prin 60 ceva, că era oricum să dă, era voie de excursii asta, și am zis, n-aș vrea să... Poate dacă mulți ar vedea că așa, s-ar gânde totuși să fie mai sufletiști, să gândească că toți suntem oameni. Și toți avem suflet. Da, da. Și asta e. Și de asta este drag. Așa că i-am văzut așa tineri și frumoși, să le dea așa putere cel de sus. De la el este totul rânduit, eu cred în așa ceva. Și îmi place oamenii cu luminarea asta de a face ceva. Ionela Ivan, președintele asociației Happy, ne-a spus exact cum s-a legat prietenia cu Adela Ungureanu. Cum ați cunoscut-o pe doamna Adela și de cât timp o cunoașteți? De aproximativ 3 luni de zile, prin intermediul unui reportaj văzut la TV. Ce părere aveți până acum despre doamna Adela? Este o bătrânică foarte caldă, înțeleaptă, bună la suflet. Ce face asociația Happy pentru doamna Adela? Îi ducem zilnic masa caldă de prânz, de luni până vineri, de fapt, de aproximativ 3 luni de zile. Bunica Adela este deloc din Trușești și a luptat cu viața. Singură și bolnavă, acum trăiește în cămăruța ei departe de informația venită prin intermediul radioului, a televiziunii, cu o carte când și când
și își amintește. Privește fotografii vechi, un articol de ziar în care a apărut când era mai tânără și așteaptă ca cineva să-i treacă pragul să nu uite a vorbi. La 17 ani, tante Adela s-a încadrat prima dată în muncă, dar n-a avut parte de serviciu prea mult timp. Drept urmare, acum, la vârsta când s-ar putea bucura de o pensie cu care să poată plăti cele necesare vieții, are doar 140 de lei pe lună. Vorbeam cu redactorul că acolo, când mi-a dat cineva ziarul, că, adică este... că bătrâna cu 4 lei și am spus să aș fi mulțumită dacă aș avea 4 lei să-i cheltuiesc pentru alimente, dar din aceea 142 îmi vine așa, lumina vine, deci o plătesc cum plătesc toți. Cum, acum la două luni îmi vine câteodată 500 sau 600, care eu n-am frigider, n-am aspirator, n-am nimic. Deci un bec care mai mult stau cu o veoză de asta așa. Deci apa, cât de puțin aș consuma, un metru, doi, trei, plătesc la fel ca toți. Deci cheltuielile de asociație, că acum cu asociația am să vreau după sărbători, că este, așa zic eu, pe noi ăștia bătrâni, ca să te vezi că îți crește ceva, un motiv din ăsta care nu se arată odată o chitanță și tu să dai 100 de lei să plătești, că s-au reparat așa, s-au făcut așa, fără ca să vezi pe cineva că repară ceva. Uite, luna asta, am dat 900. N-a avut parte de serviciu, deoarece la scurt timp după încadrare s-a căsătorit. A născut primul copil, o fetiță, dar n-a avut parte de ea, căci i-a murit la naștere. Ulterior, împreună cu soțul ei, cu care s-a mutat la Suceava, a dus pe lume un băiat, lumina vieții ei. Și cu timpul, deci, m-am căsătorit, primul meu copil, o fetiță, mi-a murit. De acum a doilea, o vină, să zic așa, eu știu, am pierdut-o și din dragostea asta pentru copii, deși am continuat. Și a doilea, un băiat care medici mă descurajează că n-ar fi, nu știu ce, o sănătate ca să fie. Și atunci mi-am întrerupt serviciu pentru dragostea acestui fiu. Ca să fie, să-l cresc eu, să-l am. Pentru mine asta conta, să am un copil, să am... Deci, nu, un sprijin, că fiecare își are și după căsătoria lor probleme sau depinde de noroc, dar este că am o mângâiere, un cuvânt, să știu că îmi trece cineva pragul. După o căsătorie eșuată și una în care soția lui îi moare de cancer, la vreo 30 de ani, băiatul bătrânii părăsește locul natal, Suceava, pentru Sibiu, pentru a uita total trecutul. A lăsat în urmă tot, inclusiv fetița din prima căsătorie, și încearcă să-și refacă viața. Tante Adela i-a simțit suferința că nu are copilul aproape și s-a rugat ca nepoata ei să-și dorească să-și vadă tatăl. Și după căsătorie a trecut prin grele încercări. Și nu mai vorbește cu dumneavoastră? Grele încercări care am chiar cu nepoată mai mare ca voi, care e clasa 12-a, dar care nu cunosc, dacă aș vedea-o pe stradă. Și mi-a promis că a intervenit ceva care i-a fost depărtată și de tatăl ei, de răutatea mamei, că deci s-a căsătorit așa o fată singură, prin care a rezultat o fetiță, care nu știu, deci când este însărcinat, că el după ce s-a căsătorit, practic am fost ținută foarte la distanță, că așa i s-a spus, că eu n-am ce. Nu, că cu foarte mare dragoste a venit asupra mea. Nu era zis să nu mă sune câte o oră, două, să-mi spuie, să tot așa, să spunea, mamă, spune-mi, te rog, că tu ești ce și dacă n-ai fi fost tu, cât de multe ori mi-a zis cuvântile astea. Deci, mama, tu ai fost totul pentru mine, niciodată nu voi putea uita, că cu tata nu prea s-a înțeles, e așa, da? Și acum nu pot să-l înțeleg, că a suferit, a avut o depresie după ce moartea așa parte, și acum nu mai știu nimic de el. Acum bunica Adela suferă. Suferă pentru că de 4 ani băiatul ei nu i-a mai dat un telefon. Suferă pentru că nu și-a mângâiat niciodată nepoata,
deși a apucat să o zărească la un calculator mai de mult. Cu toate că viața i-a dat mult de furcă, căci, dincolo de peretele pe care viața l-a fixat între ea și fiul ei, bunica Adela suferă și de câteva boli, dar nu se lasă învinsă. Crede în Dumnezeu cu tărie și știe că totul e rânduit de sus. Are probleme mari cu inima și este de vreo 10 ani luată în evidența persoanelor bolnave de cancer. A fost operată de cancer de piele, trăiește cu 142 de lei pe lună, nu are televizor, nici radio, dar își spală suferințele în tricotat, în puținele cărți pe care le are, în vizitele rare care îi se fac în modesta ei garsonieră. Ne povestește despre copilăria ei. Nici aceasta nu a fost mai puțin lipsită de probleme, dar tanti Adela are puterea să recunoască, chiar și așa, că a avut o copilărie frumoasă. Săracă, foarte săracă. Știam în cartea, deci, Acatistul Sfântului Nectare, care el spunea că la 14 ani s-a dus să lucreze pentru să-și îndrăței familia. Deci, de amărât ce era o copilărie întunecată de frig, de foame, de sărăcie, i-a scris lui Dumnezeu. Deci, așa, i-a venit lui ideea, citind cărți sfinte, să scrie și ajungând în mâna unui mare patron, ca să zicem că așa, deci bogat, prin el, deci, a început să-l ajute, deci să-i trimite și avea de trebuință. Așa și eu, na, atunci nu gândeam să-i scriu lui Dumnezeu, că nu gândeam, dar o copilărie, să rămâi o mamă pe tata, să nu-l cunosc, deși el face război din 40 până și s-a terminat în 44-45 reîntoarcere, să fie o glumă făcută fatală asupra lui de cei din că el era în satul lui mama, adică căsătorit, venit cu mama. Să fac o glumă, că adică na, este din alt sat și casă, nu știu ce, o glumă la beție, pentru că era în seara de... Eu acum, deci, petrec așa, seara de anul nou, deci tata este lovit, dar este lovit mortal, așa, și mama, în ajunul anului nou, de Crăciun, Sfânta Mucenică Evgenia, moare ea. Am umblat și de sculță, deci numai noi știm cu trăistuță de ce am făcut și navetă, că era o școală numai de, într-o casă bătrânească de 4 ani și după aceea trebuia 6 km, era de la mine din sat până la Turșești ca să mergi acolo, era, deci că era un fel de raionaș, deci mai dedicat. Și deci făceam navetă ca să pot să învăț și tot așa, dar greu. Greu, greu, dar frumoasă, frumoasă. N-am să uit satul meu natal cu șesul lui verde, cu pădure în față, cu liniștea, 90 de familie au fost dintotdeauna. Tantea de la Ungureanu este un suflet de copil într-un om mare. Cea mai mică plăcere a vieții îi aduce bucurie uriașă în suflet și n-are habar de vitregiile lumii trăitoare dincolo de ușa ei metalică. Și le spune tinerilor cu glas blând de bunică. Aș vrea să spun să fie așa, cinstiți, luminați, să-și îndeplinească așa dorința lor spre ce vor, să asculte de părinți. O poveste de viață, cum mulți dintre bătrânii de azi probabil că trăiesc acum, când tot mai mulți copii au plecat temeriunde să-și câștige traiul zilei. Și cine știe câți dintre ei, copiii plecați peste mări și țări, își aduc aminte că au lăsat acasă, în satul sau în urbea lor natală, un părinte suferind de boală, de singurătate, oricum, de amintiri. Și pentru că pentru mine contează extrem de mult părerea celor din jur, haideți să vedem ce părere au dragii noștri botoșenei. Ați auzit despre voluntariat? Bineînțeles. Ați făcut? Da. Ne puteți zice ce este voluntariat pentru dumneavoastră? Voluntariatul este o activitate prin care cineva consideră că poate să ajute pe altcineva fără ca să se gândească la bani. Ați mai dorit să faceți? Bineînțeles. Unde ați făcut?
Am făcut la unele școli, am făcut în cadrul altor activități de educație. Ai făcut voluntariat vreodată? Da, am făcut. Unde? Păi am făcut la ziarul Bază. Ce înseamnă voluntariatul pentru tine? Voluntariatul pentru mine înseamnă să ajut oamenii fără a cere ceva înapoi. Ai vrea să mai faci voluntariat? Normal. Unde? Oriunde. Ați auzit despre voluntariat? Sigur. Ce este voluntariatul? N-aș putea să vă dau acum definiție, să putem obi cum vă găsit. Voluntariatul este activitatea depusă de un om din propria inițiativă. Și ați făcut? Sigur. Ați mai dori? Lucrez chiar într-un program. Asta a fost și cu ediția de astăzi a emisiunii. Sper că v-a plăcut și sper să învățăm cu toții ceva din asta. Voluntariatul înseamnă ceva venit din interior. Cu toții putem face voluntariat, cu toții ne putem implica, însă nu din motivele noastre pur egoiste. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți link-urile în descriere și vă aștept data viitoare pentru a face din nou antiteze.